să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Nicușor Dan a fost astăzi pe la noi și va fi alături de mine în partea a doua emisiunii. Până atunci, România. Când auzi că olandezul ăla care a răpit fetița din Dâmbovița a mai fost de 4 ori în România, bineînțeles că te întrebi, oare venea aici pentru că e o țară fără stăpâni, fără câini? Sigur, serviciile au alte treburi, domne, dar să conducă țara, să asculte politicieni, ziariști, să facă afaceri, să facă dosare, nu stau ele de deaste. Sau probabil am ajuns raiul pedofililor. Cred că așa vorbesc între ei nemernicii. Bă, mergem în România, mă, acolo nu sunt legi sau naiba știe, nu le aplică nimeni. Uf. Mă uitam la procurorul general Licu și la șeful poliției. Se certau pe cazul Dâmbovița. Iată. Dar, din păcate, vreau să spun un lucru. Că în momentul în care s-a semnalat dispariția fetiței, din datele pe care le avem în acest moment, era deja decedată. În dimineața zilei de sâmbătă ne-am dat seama că este ceva, și au dat seama colegii de la poliție că este ceva serios, au anunțat pachetul, noi am constituit dosar penal. La toate activitățile desfășurate în caz a fost prezent un procuror. La toate activitățile a fost prezent un procuror. Doamne, n-aș avea încredere să-i las să-mi păzească trotineta, dar să... Mă rog, n-avem ce să comentăm despre nebuni, despre dezaxați, despre nemernici ăștia. Dar putem comenta despre ce se întâmplă cu noi, mai exact cu autobuzele noastre școlare. Rețineți, fraților, rețineți. Nici fetele din Caracal, nici micuța din Dâmbovița n-ar fi pățit aceste nenorociri dacă statul ăsta imbecil, în care întotdeauna există bani pentru armament, dar niciodată pentru educație, dacă statul ăsta imbecil așadar le punea elevilor la dispoziție autobuze pentru transportul școlar. Un copil care niciodată nu a făcut probleme la școală și care totdeauna, absolut totdeauna, cel puțin la învățământul primar, a fost luat de părinți. Părinții ei veneau în fiecare zi să o ia de la școală. De data asta n-au venit. Probabil pentru că era clasa 5, acum și-au considerat că e un pic mai mare. Părinții ei veneau mereu să o ia. De data asta nu. Cum sună? Despre asta trebuie să vorbim. Și întrebarea e, exista un autobuz școlar în comună? Normal că exista. Se luăm cu un microbus școlar pe care îl avem în dotare, dar nu e folosit pentru că era pentru cealaltă școală, dar noi l-am luat înainte pentru să fim asigurați că vom avea cu ce să începem anul școlar. Nu e folosit decât așa pentru unde am mai avut cu echipa de fotbal. Acum s-a introdus microbuzul, mă, până acum nu. Mergea cu el echipa de fotbal, auzi? Păi ce să zic, e foarte simplu, nu? Că de-aia se întâmplă toate nenorocirile astea. Oamenii ăștia trebuie aduși de urgență în instanță. Oamenii ăștia sunt vinovați. Trebuie anchetați. Ei sunt obligați să răspundă de ce naiba nu foloseau microbuzul școlar dacă l-aveau. Iar toți papagalii ăștia care se bat cu pumnul în piept cu vai, administrația care de la țoapa aia de Veorica până la ultimul primar, PNL, PMP, ce vreți voi, să se uite la televizor zilele astea și să fie convinși că tot ce se întâmplă rău e și din vina lor. Repet, să înțelegem foarte bine, nici cazurile din Caracal, nici cel de la Gura Șuții nu s-ar fi întâmplat dacă aceste fete aveau cu ce să ajungă acasă. Nu mai spun de poliție pe străzi, că așa ceva nu există la noi. Declar război împotriva criminalității. E, ce să-ți povestesc, declar. Să declarăm putem toți cu coană. Și încă ceva la fel de important, cred, pentru nivelul la care am ajuns. Microbuzele astea școlare au fost așa, să le bifăm. Bă, ne zic unii că trebuie microbuze școlare. Ia le, mă, dă-le, dracu, să fie aici. Măi, merge băieții de la fotbal cu ele.
ca atunci când îți pui centura că treci pe lângă polițist, după aia o dai jos. Exact acest tip de mentalitate imbecilă. Da, că l-am văzut pe unul zilele trecute făcând gestul ăsta cu centura. Vă dați seama că suntem încă atât de lipsiți de educație, atât de imbecili, încât noi credem că centura de siguranță este o chestie pe care o pui doar când treci pe lângă polițist, să nu iei amendă. Atât ne duce pe noi bidonul în țara asta, ce să... Îi verifica cineva pe primarii ăștia să vadă, bă, au microbuzele în funcțiune? Fratele lui Dan Spătaru, da, onorabilul Sulea Spătaru, ăla-i verifica. Știți ce mi-e cel mai groază, sincer? Mi-e groază că ne vom obișnui și cu asta, fraților. Cum ne-am obișnuit cu toate nenorocirile. Cum ne-am obișnuit cu corupția, cu hoția, cu toate. Dumnezeule, cum ar fi? E, asta e, domne, astăzi au mai fost răpite două fete. Dacă n-au fost atente sau cum era doamna Abraham Burica? Totuși, eu am învățat de acasă să nu mă urc în nicio mașină străină. Doamne, doamne, de-aia zic, să n-ajungem să ne obișnuim și cu asta, să ne fie omorâți copiii pe stradă. Atunci chiar putem să zicem piua și să rugăm pe cineva să dizolve țarcul ăsta pe care îl numim pe nedrept țară. Bine ați venit la Starea Nației. E pe țeavă moțiunea, gata, vine! Ce? Nu credeți că se mai întâmplă? Haideți, mă, ce naiba, Orban e om serios, nu lăutar. O vor aștepta ăștia pe Veorica pe aeroport cu moțiunea în mână. Veorico, în numele legii, ești moționată. Sigur a durat, dar au făcut o treabă excelentă, așa am înțeles. Sunt și multe proceduri, bă, birocrație, știți, ca la români. Ci că mai repede faci o autostradă decât să depui o moțiune. Plus că Orban a fost și ocupat să o sărbătorească pe Laura Codruța cu numirea aia, cu... Cum era, Orbane, cum ziceai tu, Chiove și mâna dreaptă a sistemului ticăloșit, a? Îți amintești? Acum, cu moțiunea asta e ca la instalatori, să vedem dacă ține. Să nu crape naiba moțiunea. Mă rog, e românească, merge, s-o lipești, pui o sârmă, un peticalt, găsim soluții, bă, că așa am fost crescuți, nu? Moțiunea de cenzură? Am semnat deja, acum am depus de săptămâna trecută semnăturile și, știți, am spus foarte clar că o votăm. Iar când Ponta zice o treabă, aia e, îl știți doar. Dar dacă nu se mai întoarce Veorica, a? Dacă zice ea, am hotărât să conduc guvernul din state, a? Că acum să practică treaba asta cu muncitul de acasă, cu ce să mai consume curentul la Palatul Victoria, înțelegi? Deci protejează și planeta cum ar veni. Ce facem atunci? Mergem cu moțiunea după ea? O dăm în urmărire? Poate ne spune tot Ponta că el a fugit din țară în timp ce era premier. S-a dus la turci. Da, stătea în spital, zicea că îl doare genunchiul, iar în țară era șef pensatul Izmenar Oprea. Trecea cu mașina peste noi în cultul ăla cu epoleți. S-a încheiat ședința biroului politic executiv al ALDE, în care la primul punct pe ordinea de zi am avut dezbaterea în legătură cu votul pe moțiunea de cenzură. Și cu toate că o serie de parlamentari mi-au spus încă dinainte de această ședință că ei sunt hotărâți să voteze moțiunea, corect, democratic a fost să avem această discuție în organismul politic. Când Tăricianu zice noi vom vota moțiunea, cred că se referă doar la el. El e noi. Vorbește ca Mircea cel bătrân. Noi, Mircea Voievod, domn al partidului de strânsură ALDE. Mai e cineva cu Tăricianu? El e de la care își face selfie și zice ALDE, poză de grup. Boss, vezi că ești singur în baie? A, banc tare care se potrivește cu situația din ALDE. Ci că lupii dau la o stână și îl prind pe câine să-l omoare. Ăsta, ca să scape, le promite că îi va ajuta să halească toate oile. Zis și făcut. După ce termină oile, în cele din urmă, lupii îl omoară și pe câine. La mormântare, ce să scrie pe coroană? Din partea prietenilor ar fi fost exagerat, doar l-au mâncat. Din partea dușmanilor nu mergea, că na, au colaborat totuși, așa că au decis să scrie din partea colegilor. Este nevoie să activez într-un grup, prin urmare voi activa în grupul PSD și este important să precizez
că indiferent de circumstanțe, în continuare mă consider membru ALDE. Da, nu râdeți, nu râdeți, fraților, luați minerale, vitamine, ce naiba trebuie să n-ajungeți așa? E dilimache, dilimache, cu acte. E la PSD, dar e la ALDE, săracu, ce să-i ceri? Dar cel mai tare la moțiunea asta este Dacian Cioloș. El are deja programul de guvernare. E de la silitor, a lucrat toată noaptea, a subliniat cu trei culori frumos, a șters cu guma. Hai, Daciane, zine că nu mai poți de nerăbdare. Am lansat spre dezbatere în partid, dar și dezbatere publică, un program politic al partidului pe care noi l-am numit Plus Acum. Acest program politic conține măsuri pe care noi intenționăm să le propunem imediat ce ajungem la guvernare. Of, încă unul lăsat singur acasă și care se joacă la aragaz. Barna sau care mai ești pe acolo prin alianță, să-i spună cineva lui Cioloș, să-i dea vestea asta tristă, așa, pe ocolite, să nu facă vreun șoc, să albească de tot. Spuneți-i că el nu e în parlament. Iar te pregătești să guvernezi fără să fi participat la alegeri? Ce am vorbit noi, mă, Daciane? E comic, bineînțeles că e comic. Ăștia fac moțiune, adună semnături, iar el vine ca o floricică. Hei, băieți, știți? Am program de guvernare. Hei, băiatul, vezi că nu ești în cărți, acilea. Astea sunt speculații care au fost lansate. No, nici nu vreau să-mi imaginez ce va fi după moțiune. Pare că moțiunea o să treacă. Oricum, dacă nu trece, Orban se va face de un ridicol infinit. Mă rog, tot zicem asta, el tot se face și tot așa. Dar dacă moțiunea trece, o să fie balamuc. Istericale, zbierete, cu unghiile pe față, cu rahat în ventilator. Veți vedea. Știți la ce mă aștept? Adică, na, ce aș vrea să se întâmple ca să putem să închidem țara și să-i dăm foc? Aș vrea să-l văd pe Meleșcanu trecând la PNL. Pentru stabilitate, pentru echilibru, țara asta are nevoie de un guvern. Mamă, aș râde până aș muri, cred. Hai să mai râdem o dată de el. Păi nu trebuie să mă gândesc foarte mult. Sur că o să votez cu doamna Dăncilă. Pentru mine e foarte important să știu că e un om serios, care nu este deloc antagonic, care e capabil să poarte un dialog. E Veorica, om al dialogului, cum e Mele între sfinții mucenici cei cu sufletul curat. Cum să zici, bă, că votezi cu Veorica pentru că e om al dialogului? E limpede cu ei la mișto. Dialogul e cu vorbe, iar Veorica și vorbele sunt ca băse și apa plată. Deci pentru mine este greu de înțeles. Dar ați mai întrebat și voi de Veorica? Nu știu, rude, prieteni, plecați prin state? S-a adaptat femeia? A învățat să zică hello? Am văzut că s-a întâlnit cu primarul din Jersey City. Jersey City, ci că e un fel de voluntare, așa. Practic s-a întâlnit cu un fel de pandele. Mi-a plăcut când am citit despre ce a discutat doamna Veorica cu primarul ăsta. De asemenea, discuțiile s-au axat pe oportunitățile economice din domenii precum energie, infrastructură, economia digitală, agroturism și sănătate. Religie, arhitectură, muzică, pictură, despre astea de ce n-au vorbit? Curling, da, domne, așa să scrie, așa să citește în limba română. Cui lăsați, doamnă, curlingul? E și vorba aia, curlingul încotro. A avut mai multe întâlniri, s-a întâlnit printre alții și cu primarul orașului New Jersey. A fost un moment în care premierul s-a lăudat că a discutat cu acesta despre o linie aeriană directă până acolo. O comunitate de aproximativ 35.000 de români ar locui acolo. Singura urmare a vizitei Veorică în state este că nu mai vedem zi de zi la televizor cu acele declarații stupide. Domnul Iohannis mă blochează. De ce mă blochez, mă, neamțule? Sunt o femeie singură în politică, nenorocitule. Da, și doamna Veorica e perversă. N-a plecat fără să-și delege văicărelile. L-a lăsat pe Fifor. I-a zis așa: Fifore, fii atent, l-ai văzut pe Tănase de la FC spre B? Așa te vreau, te arunci la cea mai mică atingere a lui Iohannis.
Săracul Fifor, ba mi-e milă, ba mi-e silă, urlă pe Facebook: domnul Iohannis, uitați ce nenorociri se întâmplă în țară dacă nu deblocați activitatea guvernului. Ena, deci fetița din gura Șuții a fost răpită și omorâtă pentru că Iohannis nu-l deblochează pe Fifor. Trebuie să ai buba foarte mare la cap ca să spui așa ceva. Auzi, că nu poate Fifor să facă reforme, da? Deci el le făcea de trei ori până acum, doar că na, Iohannis blochează tot nemernicul. Domnule președinte Iohannis, v-am întrebat cu ceva timp în urmă dacă mai este nevoie să moară oameni ca să deblocați activitatea guvernului. O altă fetiță, de această dată din Dâmbovița, a fost victima unei crime oribile, iar asta în timp ce Ministerul Afacerilor Interne rămâne blocat la vârf, neexistând nici măcar un ministru interimar care să conducă sistemul și să coordoneze lupta zilnică a polițiștilor cu criminalii și infractorii. Fifor, păi de mine, el reforma imediat Ministerul, Poliția Română, Jandarmeria, dar n-a putut din cauza lui Iohannis. Păi cât credeți că îi lua, frate, să reformeze poliția? O oră, cam așa. Domn președinte, nu puteți debloca nițel țara, face Fifor reforma statului, iar apoi o blocați la loc? Nu, a? Dar de ce? Eu vreau altceva. Deci... am înțeles, domn președinte, mă scuzați. Vai, dar cum e asta? Poporule, tu știi cât plătești chirie în fiecare lună pentru instituția numită Avocatul Poporului? Păi evident că nu știi, că dacă știai, îi găseai un spațiu în Casa Poporului, da? Îi dădeai acolo măcar o debarabă, un colț de garaj, făceai loc pe undeva prin cușca pisicii, na? Cât plătiți acum chirie pe lună? Mai puțin, jumătate cât CSM-ul, ca să spun așa, așa am înțeles că este... Nu e informație publică. Ba da, 50.000 de euro pe lună este chiria pe care o plătim. Multul din chirie, pentru că noi nu am primit un spațiu, deși este instituție constituțională. Pot să pun pariu că fostul avocat al PSD, ăsta, al poporului, Victor Ciorbea, n-ar fi spus cât plătește. Ar fi urlat, ar fi zbătut, ar fi plecat în concediu, ar fi fugit în America, dar n-ar fi spus. Mă rog, exagerez, desigur. Ciorbea nici măcar n-ar fi venit la vreun interviu. Eu mi-am propus din prima zi să schimb lucrurile acestea și vreau neapărat să găsesc un alt spațiu pentru instituții. Și asta în condițiile în care statul român are o regie a protocolului de stat, are o groază de clădiri, multe ocupate abuziv de diversi descurcăreți. Iar instituțiile care ar trebui să beneficieze de sedii din fondul public stau cu chirie pe la fel de fel de particulari. Ce să zic, e foarte bun statul român când vine vorba de afaceri. Bun pentru partenerii de afaceri, desigur, la asta mă refer. Cât o fi fost, frate, șpaga la afacerea asta? Hă? Sau să plătește lunar? Cred că așa. Oare cu cine trebuie să vorbim ca să înceteze aceste aberații? Cred că ar fi timpul să înființăm o nouă instituție: Agentul Imobiliar al Poporului. Hai mă, poate are cineva un sediu pentru agentul ăsta la vreo 100.000 de euro pe lună, a? Cum ar fi? Nu-i treaba ta. Mă întrebam, dacă Băseș ia acte definitive de turnător, ce se întâmplă? Noi oricum îl știam de securist trist. Aici nu se schimbă foarte multe. Poate așa, să-i dăm cu actul făcut sul peste bot, cum le dau unii câinilor când fac prin casă. Și m-am întrebat ca oricare: mă, ce pățește omul ăsta? E strict pe decizia definitivă? Nimic. Consecințe juridice nu are, pentru că legea nu prevede niciun fel de consecințe juridice pentru cei care au fost declarați, să zicem, colaboratori ai securității. Deci, nema consecințe juridice, mă rog, consecințe morale, să zicem. Ceea ce știți foarte bine, o să-l rănească foarte tare pe Băse. Da, pentru el consecințele morale sunt, doamne, că de-aia îl și acuza el pe Voiculescu, nu? Că e jec moral, că a turnat, că... Nu mă satur de faza asta, haideți să o mai dăm o dată. Deci Băse și Turcescu îl înfierau pe Varan, fiți atenți. Aur, tati, aur! Voiculescu atâta timp și-a turnat colegii, domnul, și-a turnat rudele. Vă dați seama ce jeg moral? Vă dați seama? Iar poporul punea botul la chestiile astea.
Care popor? Noi toți, mă. Că uite de ce e important să ne uităm la faze de-astea, să ne crească imunitatea la manipulare, să nu mai plecăm pe fente, să nu ne mai îndrăgostim, fraților, de politicieni. Dar, revenind la ipochimenul de Băsescu, fiți atenți, procurorii îl pot acționa în judecată pentru fals în declarații. Înainte de fiecare candidatură la prezidențiale, candidații dau o declarație pe proprie răspundere că n-au colaborat cu securitatea. Băsescu, deci, a mințit și nu odată. Aici e șmecheria pe care vrea să o facă Băsescu. El vrea să scape nu de turnătorie, dă-o dreacu, a recunoscut că e un turnător mizerabil. El vrea să scape de turnătorie la securitate, motivând: eu credeam că torn la armată, la securitate, ce să... De ce vrea Băse asta? Păi tocmai ca să scape apoi de dosarul de fals în declarații și, bineînțeles, de o condamnare, fie ea și cu suspendare. Și uite așa, moțul marelui rahat pedelist ar ajunge și el condamnat. La biserică și-au făcut apariția fericiții părinți și minunea lor de fiică, Eva Maria, îmbrăcată într-o rochie ivoară mulată pe corp, cu o pereche de pantofi albi, cu toc în picioare și extrem de elegantă. Așa a venit Elena Udrea la biserică. Au trecut de acum cu toții de zbuciumata tinerețe. S-au așezat la casele lor, care cu copii, care cu nepoți. Întrebarea rămâne: e posibil ca într-un stat de drept, așa cum zicem noi că am vrea, un președinte dovedit turnător la securitate să-și păstreze casa de protocol, pensia de președinte, sepepiștii și mașina la scară? Se poate așa ceva? Atât de ieftină să fie țara asta noastră? Da, chiar atât de ieftină. Domnule Traian Băsescu, rămâne cum am stabilit. Sunteți o mizerie. Ce-o fi secret în asta? Cine intră în turul 2? Este o luptă care se dă între Dăncilă și Barna, în opinia mea. Noi avem aici, ne-am pus, avem și ping-pong de pildă, ne-am luat masă. Pe Barna l-am făcut zdrențe, pe Cioloș la fel, nu zboiește. Joc ping-pong destul de bine. Am acasă o cupă, am fost locul 2 pe oraș la tenis de masă. Aoleu! Dacă dă dublă acum, spar table. Dacă dă dublă, spar table. Pardon. Și s-au dus 2 săptămâni de școală, e minunat. Iată știre din programul Cornul și laptele. Elevii din Vâlcea au primit cornuri mucegăite. Ca amănunt, cornurile elevilor din Vâlcea sunt furnizate de o firmă din Constanța. De ce rahat să faci așa ceva? Iar laptele, desigur, îl aduce în fiecare zi un cioban din Balada Miorița. Asta când nu se întâlnește cu ursul pe uliță. Când apare ursul, nu mai merge nimeni la școală. Se întâmplă și de-astea. Și oricum mai bine să apară ursul decât să apară vreun dincă sau vreun nenea olandezul. În rest, banalități. Bine, nu mai discutăm despre faptul că le distrugem cu bună știință copiilor sănătatea. Acele cornuri sunt făcute din cereale ultraprocesate, fiind lipsite de cele mai importante nutrimente. Iar laptele nu e de fapt lapte, ci o chestie albă care a fost golită de asemenea de substanțele bune. Nu mai zic că toate cercetările din ultimii ani arată că laptele e mai degrabă dăunător în dezvoltarea copilului după o anumită vârstă. Detalii, nu? Elevii tot fără manuale au rămas. Cele mai multe cărți lipsesc de la clasele a 7-a, a 6-a și a 2-a. Elevii de clasa a 7-a trec prin această experiență an de an de când au intrat în școală. Acum au primit doar manualele de muzică și latină și aleatoriu pentru fizică. Păi să facă doar muzică, latină și fizică. Restul când or avea materiale, ce atâtea discuții. Bine, noi nu trebuie să uităm faptul că în acest moment nu există un ministru al educației. Deci manuale nu, ministru nu, ce mai era? A, da, nici profesori nu prea mai sunt. Mă uitam la televizor la un material despre examenul de titularizare și nu-mi venea să cred ceea ce văd. Note de 1, de 2, de 3. Oameni tineri, bă, trecuți recent prin facultăți, da? Oameni care predau deja prin școli. Ceva e defect rău în domeniul ăsta, e grav de tot. Dar îmi place că toată lumea, toți politicienii, când îi întrebi,
o dau cu educația, domne, asta e prioritatea noastră, ce să-ți povestesc. Uite, fără educație, suntem ca ministrul sporturilor, care pe vremea când era profesor, a luat numai note de 3 și 5 la titularizare. Dacă n-ajungea ministru, îl vedeam în acest material. Chiar dacă nu au luat notă de trecere, unii profesori se bucură că alții au fost mai slabi decât ei. Ce notă ați luat? 6.05. Și e ok? Da, am văzut pe listă, sunt cam al șaselea. A luat o notă mică, dar s-ar putea să fac o contestație, să-i conteste nota, poate îi pune mai mult. Da, cât a luat? 3.85. A, 3.85, păi e bine, domne, dar încă puțin și o pune de un nou, așa. Păi cât îi mai trebuie? Încă 2-3 puncte, nu? Pe bune, ce-i 3 mai mult? Hai mă ziceți, 9 minus 3, cât e? 2 și ceva, mai rotunjim, mai punem un pic, ăla e 9. Iar acum, ca o concluzie, să ascultăm un specialist. Ecaterina Andronescu crede că salariile foarte mici îi îndepărtează pe profesorii buni din sistem și le fac loc celor slab pregătiți. Acum sunt ceva mai mari, dar ele n-au fost deloc atractive. Aulu, Ecaterina Andronescu, frate, care a fost ministru al educației vreo 20 de ani din ultimii 30, vine acum și ne spune că, domne, dacă erau salariile mai mari, păi cu coană, cine trebuia să le facă mai mari? Cine trebuia să se lupte pentru salarii? Mama mare, nu cumva ma tale? Mă, incredibil cât tupeu au unii. Dar știți ce ar fi și mai tare? Să vină alt ministru, celebrul Liviu Pop, să ne explice că de fapt salariile alea mici erau foarte mari. Păi n-a zis genunche că 12 e mai mare decât 16? Nu-l provocați, că imediat ne dă în cap cu niște formule matematice de... De aceea, dacă vreți, să folosește integrala care a venit să clarifice, dacă vreți, integrala simplă, suprafața. Gata, ne-am așezat, suntem la Cafeneaua Nației, la o apă, pentru că invitatul nu bea cafea, mai sunt și de ăștia care nu beau cafea. Nicușor Dan, alături de mine. Bună seara. Bine ați revenit la... într-o altă locație. La noi, da, un alt loc. Nicușor Dan, după cum știți, inventatorul USR-ului, parlamentar independent, nu? Așa. Și posibil candidat la primăria capitalei, ca să facem așa o prezentare scurtă. Eu am, după cum se poate vedea, tablele pe masă, pentru că noi ultima dată am jucat table. Mi-a dat un marț rapid pe care l-am visat câteva nopți, adică inadmisibil din punctul meu de vedere, și o să vreau în partea a doua să-mi iau revanșă. E momentul revanșei, pentru că de fapt de asta v-am invitat. Mi-am adus aminte când am văzut tablele de chestia asta. Ciudat e că n-am mai jucat de atunci. Ați mai jucat? Eu am jucat cu fetița la mare, da? Șac și table. Șac și table. A, să fie, da, foarte, foarte bine. Bun, așadar... hai să vorbim întâi, repede, despre ce se întâmplă în USR-ul ăsta, până la coadă. USR-ul e o poveste. Așa. Așa. Relația cu mine este că urmează niște alegeri la primăria capitalei. Eu încă de acum câteva luni am spus că oamenii își doresc un singur candidat al opoziției. Am spus că sunt cel mai bine plasat în sondaje, am spus că este și mult mai simplu pentru USR Plus și pentru PNL să sprijine un independent decât să sprijine unul celuilalt un să candidat, cap, da? Așa, și am spus că solicit susținerea acestor partide. USR-ul are un proces intern de a-și desemna candidatul și în acest proces intern este posibil, adică în urma solicitării mele, că ei să decidă să nu sprijine un candidat din USR să mă sprijine pe mine. Asta este pe scurt. Am văzut că ați invocat o discuție cu Barna de acum vreo 2 ani. Asta, nu? O înțelegere sau cum? Nu. În momentul în care a fost o dezbatere, după ce eu am plecat din USR, a fost o dezbatere a candidaților la funcția de președinte al USR. Erau Dan Barna, Cristian Zaidler și Vlad Alexandrescu. Fiecare dintre ei a spus... indiferent că Nicușor Dan se întoarce la un moment dat în USR, fie că el rămâne independent, USR-ul va susține la primăria capitalei. Aha, a fost un gentleman agreement, nu? Sau... așa, și acum, statutar, decizia asta trebuie să o ia Organizația de București și Organizația de București
are un calendar de desemnare a candidatului care se va termina pe 14 octombrie. Dar înțeleg că în statutul USR-ului, așa am văzut undeva, în statutul USR-ului există treaba asta că trebuie să fie membru cel care e desemnat candidat. Este o opinie juridică, au ieșit juriștii USR-ului. Nu faceți ca Băse acum, sunt puncte de vedere diferite, cum a fost aia cu turnătoria. Au ieșit juriștii USR-ului cu opinie în interiorul partidului în care au spus că, așa cum și este și opinia mea, pentru că eu am scris statutul în urmă cu câțiva ani. Băi, băieți, ăsta e partidul meu, nu faceți rahaturi de astea că eu l-am... Așa. Așa. Statutul spune orice membru poate să vizeze această poziție, dar asta nu obligă conferința municipală, care este organul statutar care decide prin voința tuturor membrilor care e candidatul USR-ului la București, nu obligă acest organ statutar să aleagă unul dintre membri. Poate să sprijine un independent, acum, așa cum și alte partide au făcut-o de-a lungul timpului, așa cum și USR-ul a făcut-o pentru multe poziții pe care le are conform algoritmului în Parlament. Ce relație aveți acum cu Barna? Relații? Suntem parlamentari, ne întâlnim, eu sunt independent, dar afiliat grupului parlamentar al USR-ului, deci o relație normală. Și așa când vă vedeți față în față, hai noroc, ce faci cu tare disuia sau vă dăm mâna, da? Dă așa, mâna da? Ce mai faci, da. Aha, aha. Da. A apărut în schema asta Vlad Voiculescu, a fost săptămâna trecută aici și se pare că va fi un fel de meci intern. Eu aș fi făcut aici un ring frumos cu mănuși să facem o chestie, da? Vlad Voiculescu a fost desemnat de Plus să fie candidatul lor. Există un protocol între USR și Plus care spune ce se întâmplă în cazul în care, în mod logic, legitim, fiecare din partidele astea are candidatul lor. Mai există și PNL-ul, adică, în opinia mea, din două motive. Unu, ca să fii sigur că o bați pe Firea și PSD-ul. Doi, pentru că, în afară de primar, trebuie să ai și un consiliu. Și e bine ca, în momentul în care un primar se duce acolo, să aibă un acord politic cu majoritatea din consiliu, ca să știe deja ce face din momentul în care ajunge acolo. Deci, din aceste două motive, trebuie luat în calcul și PNL-ul. Mai departe, după ce fiecare din aceste, și PMP-ul, bineînțeles, după ce fiecare din aceste partide își desemnează un candidat... PMP-ul să-l dea pe Băse, cum are? Așa? Da, nu se limitează. Constituția limitează mandatele de președinte, da, dar nu, da, de primar. Pe cele de primar, asta zic, că sunt primar de 70 de ani. Da, da, după aceea, partidele astea și, în fine, oamenii pe care i-au desemnat, trebuie să stea la o masă și pe baza unor criterii să desemneze cine va fi primarul, cine vor fi primarii de sectoare, cum se împart listele de consiliu, dacă este o alianță politică între toți, în fine, tot felul de detalii care urmează. Am văzut a fi că Vlad Voiculescu îl sprijină pe Barna în campania asta, merge, vorbește, are discursuri, are nu știu ce, Nicușor Dan face așa ceva, are în program sau... Vlad Voiculescu reprezintă un partid Plus care este într-o alianță cu USR-ul și care a stabilit un candidat comun la președinție pe Dan Barna. Eu sunt un independent care cere voturi, susținere și de la USR și de la Plus și de la PNL și de la PMP și din cauza asta, în această campanie electorală prezidențială, Elveția. Susțin Nicușor Dan e Elveția. Susțin un candidat non-PSD, ca să spunem așa. Ah, am înțeles. Da, e foarte ciudată treaba. Dar e Barna mai bun decât Iohannis? În opinia mea sunt niște candidați care sunt buni pentru a fi președinția României, între care Iohannis, între care Barna, da. Și cum facem? Că, uite, noi de asta îl acuzăm pe Barna, de pildă, că nu e într-o competiție cu Iohannis. Aveți treaba asta toți din această zonă de stai puțin, că nu prea contează care o să fie, da? Și e bulversant pentru alegători.
că nu este mai incisiv. Da, că nu e mai incisiv, că nu există o direcție clară. Bă, uite, noi vrem asta și acuzăm niște lucruri care s-au întâmplat în toți anii ăștia și am vrea să fie cu totul altfel. Uh-huh. Pare așa o chestie, da, bă, e ok, lăsăm pe ăla, că așa ne-am băgat, dar nu vrea, prea vrem și așa mai departe. Vă spun sincer că nu am urmărit foarte mult prestațiile tuturor candidaților din pre-campania asta. Mă aștept însă ca în campania adevărată, care începe pe 12 octombrie, să existe chiar dezbateri între candidați, pentru că asta este ceea ce publicul așteaptă într-o campanie. Și nu cred că o să fie. Eu cred că o să fie, da. Cred că o să fie. Adică, ok. Nu dezbaterea aia de la TVR cu 10 candidați, asta am mai văzut-o de multe ori și nu cred că este foarte interesant. Dar asta e cea mai ok. Uite, mă uitam peste tot. Am dat săptămâna trecută un exemplu inclusiv din Suedia, astfel de dezbateri cu foarte cu mulți oameni, cu toți candidații care vor să ocupe o funcție importantă, fie că vorbim despre prim-ministru, președinte și așa mai departe, în funcție de fiecare țară. Dar se fixează niște teme și fiecare vine acolo și face, își spune punctul de vedere. E utilă și asta, e mult mai interactivă, una cu doi participanți care să-și adreseze unul altuia întrebări, și eu sunt convins că o să vedem și asta. Că o să fie? Că o să vedem Dăncilă întrebându-l pe Iohannis și invers? Eu nu cred că o să fie așa ceva. Eu nu cred că o să asistăm la așa ceva. Serios zic, nu știu de ce, dar eu nu văd o astfel de confruntare. Eu cred că până la urmă că asistăm la o campanie foarte slabă, asistăm la o campanie în care cumva toată lumea știe că lucrurile sunt cam gata, cam astea sunt, cam așa. Chiar cine intră în turul 2? Este o luptă care se dă între Dăncilă și Barna, în opinia mea. Și totul va conta... Pentru turul 2? A, pentru al doilea din turul 2. Pentru al doilea din turul 2. Pentru al doilea om din turul 2. Da, da, da. Stăteam și mă uitam și zic, opa, Iohannis, să taci că nu intră nici în turul 2. Nu, nu. Da. Iohannis se va confrunta în turul 2, fie cu Dăncilă, fie cu Barna, depinde dintre susținătorii PSD și ai Alianței USR Plus, cine se va mobiliza mai tare. Da? Și Nicușor Dan ce crede în legătură cu asta? Cine va fi candidatul din turul 2? Păi, cred că ar fi un... Cred că ar fi util pentru un partid care viețuiește România și care se numește PSD, ca alegătorii să-i mai dea odată o lecție. Să vedem dacă asta se va întâmpla. Dacă o să întâmple asta. Bun. Da, aici e foarte, foarte interesant de văzut. Să ne întoarcem un pic la ce se... Vreau să completez aici puțin. Da. Pentru că noi, după 26 mai, cât au trecut? Au trecut 4 luni aproape, nu? Da. Trăim într-un, cum să zic, într-o inerție total nefirească. Adică e logic, dacă PSD-ul ar fi luat 35% și nu 44% sau cât a luat la parlamentare, ok, ar fi rămas majoritatea asta în parlament. Dar în momentul în care ai un așa vot popular împotriva ta, cel mai logic lucru este ca tu să treci în opoziție. În momentul în care poporul ți-a spus gata, chiar dacă e vorba niște alegeri parlamentare și nu de alea parlamentare, logic este ca tu să fii în opoziție. Și tot ce s-a întâmplat în politică de atunci, adică toată lâncezeala asta, vine din neasumarea de către PSD a faptului că ar fi trebuit să se ducă în opoziție, în urma unui semnal foarte clar pe care alegătorii l-au dat. Bun, asta o să vedem, că poate acum la alegeri rezultatul va fi altul, nu? A fost ăla unul, o să fie altul, vom vedea cu ce se întoarce doamna Veod în Statele Unite. Și astea contează, nu? Toate. Bun, noi avem o rubrică aici la Starea Nației, se numește Ceasul Bun, se difuzează în fiecare săptămână marțea, am zis noi să fie... Marțea să fie și un ceas bun și încercăm prin această rubrică să-i aducem alături de noi pe oamenii care pot să ajute și să sprijinim o familie, să sprijinim niște copii care au mare, mare nevoie de ajutor. Și o să vă propun să urmărim împreună cazul din această săptămână, urmând să trecem în partea a doua
pe net, pe canalul nostru de Facebook, pe canalul nostru de YouTube, pe pagina noastră de Facebook și să continuăm acolo. Vom discuta despre proiectele pe care le tot lansează Nicușor Dan. Vom afla ce înseamnă un oraș prietenos cu copii. Vom discuta și despre educație și despre matematică un pic. Și am văzut mai devreme că a zis din 26 mai cât a trecut. Și a numărat așa pe degete. Dar mai matematicianul, nu vă dați seama. Adică să pierde și asta, talentul ăsta de la Olimpiada Internațională de Matematică până... Da, eu ziceam că doar eu număr așa sau eu nu mă descurc nici cu... Noroc că s-au băgat cardurile astea, că nu mă descurc nici cu restul la restaurant. Ok, la casă, la hipermarket. Vedem ceasul bun, împreună revenim cu partea a doua. Mâine ne vedem tot aici, alături de mine va fi candidatul la președinție, Cătălin Ivan. Aș vrea și eu să știu cum au strâns unii semnăturile alea multe și le-au depus la birou electoral, că nu pot să-mi explic, da? Ceasul bun și revenim pe net. Marțea nu e ziua celor trei ceasuri rele, ci a unui singur ceas, întotdeauna bun. Astăzi o să-i cunoașteți pe doi dintre membrii familiei Vasile. Această familie are mare nevoie de noi. După ce acum câțiva ani mama a rămas văduvă, tot greul a căzut pe umerii ei. Cei doi copii sunt bucuria mamei, ambii merg la școală și au rezultate bune. Hai să-i cunoaștem pe Maria și pe mezinul Mădălin. Că aveți doi copii. Da. Ce vârste au? Cum se numesc? 17 ani Florin și 9 ani Mădălin. Și ei sunt la școală amândoi. Da. Cel mare în ce clasă? A 11. Și cel mic? A 3-a. A trecut acum clasa a 3-a, a început școala. Spuneți-ne un pic care sunt veniturile familiei și cum vă descurcați cu doi copii. Ajutorul social, 3 milioane și mate și alocația lor. Soțul dumneavoastră a decedat, da. Astfel că ați rămas singură. Singură sunt. Sunteți ajutată de cineva? De nimeni. Doar dumneavoastră aveți grijă? Eu singur. Spuneți-ne un pic ce nevoie ați avea. Mi-aduce și mie frigiderul pe primul loc, că e cu mâncarea. Am văzut că și aragazul are ceva probleme. Dar bubnii mi-a venit în față toată placa. Și tavanul ca să-i varză, să stau într-o cameră cu copii, e greu. Și lemnele sunt cam puține, iarna sigur va veni curând și atunci ați avea nevoie și de lemne. Cam de orice ar trebui. Și pentru cei mici la școală ce v-ar fi de folos? Păi caiete, îmbrăcăminte mai le trebuie că vine iarna acum. Și cel mare face aici în sat școala? La Călugăreni. El face naveta până acolo? Da. Păi e 10 lei pe zi, dusul și întors. Vine târziu, trebuie să-i dau și lui de pachet. Am înțeles. Să mănânce. Am înțeles. Deci, practic, vor mai trebui și bănuții aceștia, și alimente. Băiatul ăsta mic trebuie cumpărat să-i fac mereu pachet la el. Că nu pot să țin copilul la școală. E greu. Îți place să te joci cu mingea? Da. Unde te joci cu mingea? În curte. Aici, în curte, la tine? Vă știm oameni buni și vă rugăm să ne fiți din nou alături. De data asta necesarul e mare. Avem nevoie de frigider, aragaz, hăinuțe, alimente, bănuți pentru reparații la casă, dar și pentru a face o fântână nouă. Pe toți cei care ne puteți ajuta, vă rugăm să ne scrieți la ceasulbun@starenației.ro, iar Larisa Tomescu vă va răspunde repejor. A, să nu uităm, îi mulțumim doamnei Maria Holzhauser, care l-a dus pe Mădălin la oftalmolog și care s-a ocupat să îi ofere micuțului un weekend plin de veselie. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.